Toate vagoanele erau încărcate cu benzină și se aflau la aproximativ 300 de metri de gara din Drobeta, Turnu Severin. Imediat a fost anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a trimis acolo mai multe autospeciale de lucru cu apă și spumă, iar jandarmii și polițiștii au blocat accesul la câteva străzi distanță în jurul zonei respective. Dată fiind gravitatea situației și pericolul major, toată activitatea din gară a fost oprită. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta, Turnu Severin, care au intervenit prompt pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. S-a constatat la locul evenimentului că existau scurgeri minore din 3 vagoane cisternă ale unei garnituri de tren. Specialiștii din cadrul Inspectoratului de Situații de Urgență, cei din cadrul stației CFR Drobeta, Turnu Severin și alți factori abilitați s-au deplasat și au luat toate măsurile pentru a izola zona și pentru a identifica eventuale riscuri pentru populație. Cu aparate de măsură s-au făcut determinările respective, s-a stabilit distanța și perimetrul în care nu există pericol. Vagoanele au fost scoase din zonă și au fost duse într-un terminal petrolier pentru descărcare. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cum de a fost posibilă scurgerea benzinei din vagoane.